Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul pe care îl gestionați în prezent. Mă numesc Robert Andrei, dezvoltăm proiectul Space Residence. Acționăm în branșa asta din 2011. Proiectul se află în localitatea Bragadiru, suntem între prelungirea Ghencea și șoseaua Alexandriei. Dezvoltăm un proiect de 24 de case. La momentul actual avem ridicate doar 12. Undeva din luna martie, depinde cum ne permite și vremea, o să începem și celelalte 12. Cele 12 din momentul actual sunt finalizate toate și vândute 7 din ele. Ce să vă zic, ca casele am încercat să avem un... Suntem peste mediu, undeva spre lux, zicem noi. Chiar ne spunea cineva că ar fi cel mai frumos proiect din zona Bragadiru. Casele sunt împărțite la parter dintr-un living de 27 de metri pătrați, o bucătărie de 11 metri, o baie de 4 metri jumate, o cameră tehnică de 4 metri și un spațiu de depozitare. Sus la etaj avem 3 dormitoare și 2 băi, un dormitor de 16 metri, unul de 15 și unul de 11. Băile sunt cam de 4 metri, 4 metri jumate, deci avem 3 băi pe casă și 3 dormitoare. Iar sus la mansardă, din 73 de metri pătrați cât are mansarda, 35 de metri pătrați sunt la 2,40 m înălțime. Adică, practic, mai avem încă 35 de metri pătrați care se mai poate face încă o cameră și o baie. Ce puteți să ne spuneți despre sistemul constructiv al ansamblului? Care este rezistența antiseismică? Sistemul constructiv antiseismic rezistă până la 9,8 grade pe scara Richter. Casele au fost construite cu o firmă de construcții foarte veche în branșă, undeva acționează din 91-92. O firmă foarte mare, adică n-am lucrat numai cu specialiști. Casele vin cu cartea tehnică în spate, semnate de PSC, de diriginți de șantier, de primărie din localitatea noastră. Calitatea produselor, nu s-a turnat un metru cub de beton fără analiză, nu s-au turnat fierul la fel, tot în urma analizei a intrat în construcție. Care sunt dotările din interiorul, dar și din exteriorul ansamblului? Din interior, să începem cu tâmplărie Veca, 5 camere, adică Veca, care știm cu toții că este, cred că e liderul pe piață, tâmplărie. Tot ce înseamnă pervaze exterioare și scări exterioare, numai granit de 2,5 cm, parchet 12 mm bambus în interior, gresie Spania, baterii pe băi în grohe, mână curentă inox. Eu zic că calitatea produselor este nu bună, zic foarte bună. De ce suprafețe și prețuri vorbim în cazul ansamblului Space Residence? Fiecare căsuță are 170 de metri pătrați construiți. Pe metru pătrat noi ieșim undeva la vreo 550-560 de euro pe metru pătrat. Adică avem prețurile totale ale caselor, încep de la 90.000 până la 100.000. În funcție, casele sunt identice, numai terenul diferă. Cele colțurile caselor sunt mai mari față de cele casele din centrul proiectului. Cum stă ansamblul Space Residence la capitolul locuri de parcare și spații verzi? Fiecare casă, casele din mijloc sunt dotate cu 2 locuri de parcare, iar cele pe colț cu 3 locuri de parcare. Aici fac o paranteză, am uitat să vă spun de calitatea produselor exterioare ale casei. Deci curțile sunt amenajate cu sistem de aspersoare automatizat, gazon rulou, brăduleți, tuia, peisagistica curților este realizată
tot așa din cele mai bune produse, zic eu. Pe locurile de parcare avem pavele, tot așa lucrăm cu cele mai bune de la Semerloc. Sistem de canalizare, deci avem sistem de canalizare pe case, apă curentă, iluminat public, gaze, curent. Avem lângă noi avem Mega Image ca supermarketuri și ca puncte de atracție. Deci Mega Image, Penny Market, avem RATB la 4 minute de mers pe jos de cum se iese din casă. Locuri de joacă pentru copii, grădinițe. Ce le răspundeți celor care întreabă de ce să aleg Space Residence? În primul rând, îi invit să vadă despre ce e vorba. N-aș vrea să spun că suntem cei mai buni din zonă, dar cel mai bine să vină la fața locului și își vor da seama singuri de ce să aleagă Space Residence și nu cei în jurul nostru. În final, ce mesaj aveți pentru vizitatorii portalului nostru? Ca un sfat, zic eu, să aleagă și să vizioneze cât mai multe case, apartamente, fiecare ce dorește să-și cumpere, să nu se grăbească și să analizeze foarte bine și să se documenteze foarte bine înainte să facă, să cumpere, pentru că o casă nu este o mașină. O casă o iei pe viață. Presupun că majoritatea persoanelor fac sacrificii foarte mari când își achiziționează o casă. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc la fel și dumneavoastră și să ne auzim cu bine!